probleme mai aveți? Eu? Da, da, dumneavoastră. Mă apuc de ultima dată, pe data din 3, pierd cunoștință. Așa. Pierdeți cunoștința după oricare efort fizic, ori la emoții. Ori la emoții. E cam ultima dată, noapte. De somn, da? Dacă nu a fost asta? De data din 3, spre 2. Care 2? Decembrie, da? 2 decembrie. Da, ultima dată, da? S-a registrat 2, că a fost după ora 2 și cam așa ceva. Și cât? A fost salvare. Cât de des, iată, ultimele, de exemplu, 3 luni? Noiembrie, octombrie. Ați pierdut cunoștința? Eu pierd cunoștința des, că când vine salvare. Nu, cât de des? Des că ești tot tare. 4, 5, 6 ori pe luni, poate și mai mult să întâmplă. Da, da. Bună ziua. Așa? Da, da, așa da. Da, da. Cum ați să suntem colmă și ce s-ar primi. Și lăsați în literă și în jos? Da. Și deși unul la 3. Trebuie strâns, trebuie strâns. Măi, strâns. Strâns. Condomnule, condomnule. Țin-i mâna. Țin-i mâna, strâns. Eu am s-o trage la mine, mă trage la mă trage. Țin-i strâns. Curățul. E, da, poate unii dorme în balan, poate, în întuneric, și cu lumeri. Și cu lumeri și în spate. Da, sunt client. La Comisia Medico-Militară. Nu știu, unii m-au trimis, unii m-au chemat acolo. Cum? Nu, unii m-au trimis. Ca să vă facem legătură să schimbăm cauza bolii. Este, la neurologie și chirurgie. Dumneavoastră aveți nevoie de decizia de la Comisia Medico-Militară. La Ministerul Expertiza Medico-Militară. Așa. Nu legal. Nu legal. Militară. Este expertiza medico-militară, care confirmă. Ați fost acolo la control. Așa, da, să vedem. Ați fost la control și pe urmă ați fost tot la Chișinău, Consiliul Republican. V-a programat pe dumneavoastră la Consiliul Superior Unit. Da? După documente. Care vă întâlnit decizia care vă tot așa, o comisie mai de conflict. Mai mare, comisie de conflict. Unita e bună și nu, dar conflict. Da, da, în 93, n-ai făcut și o operație, Nică? Nu s-a făcut operație, nu știu. Eu te trec, mă, da, așa ai scris în unele documente. Eu am documentul 92, că așa era falș, care ați găsit. Da, n-am găsit. Nu mi-a găsit ce mi-a prezentat domnul Tanzar. Eu de 92. Dumneavoastră
frumos ne-ați prezentat și așa de documente. Eu n-am acuzat niciuna din 93. Astenizante, guvetele rostoare curate, regiunea peritul citară dreaptă, scarfia, se palpează defectul sos, diametru circa 2 cm, tebuiel cu formă de fecție, serie vizualizată și capice post-operatorie lineară cu urme de suturi chirurgicale. Directe, oblică, lungime de 2,35 cm, dură elastică la palpare, coloarea de ceas, ușor lăsată, profunzime tegumentului. Spre stânga, pe de marginea inferioară a defectul sos, vizionează slabă cicatrice, formă lineară cu margini drepte și unghiuri ascuțite, coloarea albă, bal, direct, direcție oblică de 0,3-0,1 cm, la nivel 0,3 mm pe 1 mm. Din documentație medicală, din partea medicală, din cartela medicală de ambulator, pe numele Vânzar Tudor urmează de la 9, luna 4 2012 până la 21-12-2007. S-a tratat ambulator în staționar cu diagnostică, traumatism craniocerebral închis, sechele după înăturarea accesului cerebral de dreapta regiunea timpului tretal occipitală 4 aprilie 2002, cu hemipareză centrală moderată pe stânga. Sindrom de hipertensie intracraniană moderat, sindrom convulsiv, este îndreptat la CMV la 21-12-2007, primar la existența semnilor de invalidare. Din fișa de donator a Institutului Neurologiei și Neurochirurgiei Chișinău, pe numele Pânzar, Tudor urmează examinat la 31-12-2007. Acuză cefalee, amețări, vertigine, slăbiciune generală, generală mai pronunțată în membre străini, scăderea vederii brusc, sindrom convulsiv generalizat 2-3 ori pe lună. Din anamneză a fost rănit la spitalul de urgență în 2002, s-a aflat în urma abcesului intracerebral format datorită fracturii infundate a craniului în urma rănirii. Stare după înlăturarea abcesului intracerebral în 1993. Scrie 2002 și la urmă înlăturarea abcesului intracerebral în 93. Doamna Baralic, eu vreau o consultație. Iată, la noi aici se află domnul Tudor Vânzar. Așa care cu probleme ce le are cu conflictul. Transnistria nu îi face legătura. El nu are, a fost văzut la noi în 2008. De urmă, a fost în mod consultativ la cremă. Aveți. Omul care face greu. Ori în fața guvernului, da. Zic că e un mit la noi înainte de termen. El vrea făcut legătura cu cauza bolii. Adică schimbat cauza și grad mai mare. Din neurologie, din chirurgie. El are cumva legală, expertiza legală. Păi trebuie, știu că trebuie. Una, a doilea... Eu am fost văzut de comisia care ne prea să noi și fost văzut la UNITA examinat. Nu știu cum noi nu. M-auziți? Asta fost în 2003. Nu știu cum 93. Pânzar Tudor. Dați-mi loc dosarul orgolor cu unul. Eu sunt mai când el a fost examinat. Să două ori cu operația Chișinău. În 2002, dar a fost operat. Dar eu vreau să aud, spun ei, din 1993, nu a fost operat. Era în piedic. Îi punea... Da, îi dea pace aici, în dosarul nu e în niciun document. Eu a fost văzut de comisia care ne curează pe noi și eu am fost văzut de comisia de unită. Consiliul Superior Unit, acolo este. Și acolo nu sunt documentele. Este documentul, este Olga Vorfomina, l-a citit. Când el a fost la unită. Nu înțeleg, și vorbiți dumneavoastră asta, atât, 93 anume și... Concluzia comisiei medico-legale. Da. Și ei scriu 93. Dar eu 93 am avut.
Păi eu nu știu ce eu. E că și noi credem mamă. Asta nu e a mea că o dăm. Dacă ești eu în 93 au fost drenată abscesul al cranului. A fost în mână așa, dar în 2002, după 10 ani de asta e anul iau. În 2007, 2005. Iată, e, 2005. E normal asta e 93. 92 venit, 93 da? Complicație, e 10 ani au avut abscesul. Asta e... e... No. Vedeți, în, iată, în hârtie este o expertiză legală, apoi făcut în, la insistența Comisiei Centrale de Expertize Medico-Militare. Medico-Militare. La insistența Comisiei Medico-Militare, făcut expertiză legală. Și mai departe, nu ordu-ți până acolo. Și mai departe mi-a scris diagnozul și mai departe medicul militar nu a mai dat decizia lor. Nu a ajuns la ceilalți. La neurolog? Nu, asta nu ultima, de 5 decembrie. Poate iese mai bine ei, eu spuneți pe un original și un act original. Am născut cu indicațiile neurologice, înainte de a face forma. Da? Nu, asta de cum era început făcut, forma era început de făcut. Și a venit pacient cu indicații, nu m-am copiat extrasul diagnosticul, așa m-a anexat. Da, eu nu trebuie să mă anexat acolo, trebuie să trebuie să trebuie să trebuie înainte de timp, adică înainte de a expira termenul valabilității. Trebuie să îndeplinim toate, ca noi să motivăm cumva, să îndeplinim toate cerințele medicului specialist. Care acolo scrie și tomografia. Tomografia repetată, adică spiralată în mod planic, tomografia cerebrală. Și consultația repetată a neurologului tot acolo. Doamna și după ce termină, după ce faci deplinești toate, eu trebuie să fac tomografie. O să întoarcem înapoi la proces. Acolo să ne clarificăm. Aici e cu găreală și mie. N-am și mă tine pe domnul doctor, eu ați văzut zâmbări pe dovadă și facem medicul de familie și toți împreună aici, dar fac bine. Vă părește, eu îți spun și altfel. Ia mă așa zic. Da, eu mă știu. Eu îți spun și altfel. Dumneavoastră, vă zic că vi s-a prescris de la specialist cum îți faci o investigație de asta, o investigație, tomografie, în cazul de față. Și vă fixat că după examinare să vă duceți în stăiul de acolo. Și după și faceți investigația asta, vă întoarceți înapoi la neuropatologul acela ca să el să vă facă concluzia definitivă la corectă în baza investigației. 10 ani de zile mă fugărește medicii când la unul, când la altul, când la Chișinău. Ia că asta tot e o dovadă. Eu sunat chiar la Centrul Medicului de Familie din Căușeni, să vin să trec comisia, adică medicii, ca să mi gradul de invaliditate, să mi schimbe. El am trecut tot, dar eu sunt trecut, aveți cu eu nu m-am prezentat. Iată, astăzi e dovadă că am venit, m-a fugărit pe drum în zădar, anchel, n-am mâncat, amăi nici n-am și mâncat chiar și până în seară și pe mâine n-am și am dat să vin să nu zic că eu nu mă prezint. Eu m-am prezentat. Iarăși mă fugărești de ce nu s-a făcut așa, de ce duc la Ministerul Apărării, că la mine am documente doveditoare, originale, cum așa, toți ani, 10 ani, mă fugărești la Ministerul Apărării, Ministerul Apărării mă fugărește aici. Asta în zădar.